Recent introdus pe podul Porțelanului din Cluj-Napoca, un semafor a ajuns să încurce și mai rău circulația, mai ales la orele de vârf. Totul din cauza proastei sincronizări cu celelalte semafoare. Și așa, șoferii ajung să stea pe loc, deși semaforul arată verde. Oamenii se bagă. Și dacă face roșu, încă se bagă. Deci, se face verde aici, încă vin mult mașini. Mult. Asta e să facă verde acolo și adică roșu, încă aici sau de drum. Pentru că sunt mai umblați prin aceste zone decât specialiștii în infrastructură ai municipalității, șoferii au propuneri proprii și care par de bun simț pentru fluidizarea reală a traficului. Să se facă un pot cu două... zona asta se tot construiește, dar la infrastructură nu se gândește nimeni decât la șpăgile pe care le iau ăștia de la urbanism. Semaforul a fost montat în urmă cu 6 zile ca măsură de fluidizare a traficului până la refacerea podului și lărgirea acestuia.